Accident mai puțin obișnuit în sudul țării. Un automobil a fost tamponat frontal de o căruță care circula regulamentar pe banda corespunzătoare. La un moment dat, calul s-a speriat, iar căruța a fost proiectată în mașină. Potrivit poliției, vinovat de impact s-ar face căruțașul. Acum acesta riscă o amendă de până la 1.500 de lei. Cazul a avut loc acum două zile pe traseul Hâncești-Leova la intrarea în localitatea Seliște. Potrivit oamenilor legii, șoferul vehiculului de model Nissan se deplasa regulamentar, iar în întâmpinare îi venea o căruță. Din motive necunoscute, căruțașul a pierdut controlul asupra animalului, iar hipomobilul a fost proiectat în direcția mașinii. Deși calul a evitat impactul frontal cu autoturismul, căruța s-a izbit totuși în automobil. Conducătorul auto, un bărbat de 55 de ani, nu a putut evita lovitura. O căruță care inițial se deplasa regulamentar pe banda de circulație corespunzătoare, la un moment dat, din motive necunoscute, a ieșit pe banda de sens opus și s-a tamponat într-un automobil de marca Nissan. În urma impactului, căruțașul s-a ales cu leziuni ușoare, însă a refuzat să primească ajutor medical. Din imaginele făcute publice pe rețelele de socializare, se vede că atât căruțașul cât și pasagerul său au reușit să sară din căruță, evitând accidentarea gravă. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar căruțașul riscă amendă de până la 1.500 de lei.